Doamnelor și domnilor și bine v-am găsit uh, la extrasul de pe -Safe card, pentru că, you know, uh, am zis că o să-l arăt și văd că mi-a spus să-l arăt. Bun, aici exact, bine, mai devreme de când am deschis serverul, puteți vedea absolutate. bă, nu știu când am deschis serverul, undeva pe data de 10, a, uite pe aici, undeva pe data de 10, uite pe 13 am deschis serverul. După cum puteți vedea, n-am primit niciodată o donație, hai că dăm încet o donație mai mare de 100 de ron, dacă vă uitați atent. O să dau foarte încet. Deci, și aici am ajuns deja în a treia. Bun, și acum dacă dăm ieșiri, hai să căutăm ieșiri, uite, azi pe 1 ianuarie 2005, pe mai devreme nu pot da. Și ca să vă convingeți că nu pot da mai devreme, schimbăm aici a doua și zice, vedeți asta. Dacă modificăm, nouă. Bun. Și acum puteți vedea aici, bun, ăsta nu, ăsta nu, ăsta nu, nu are treaba asta. Uh, uite, aici, deci aici a fost când am cumpărat hostul, deci aici am cumpărat eu hostul de la webhost, webhost, deci uitați câți bani am dat pe atunci, pe ziua în care am deschis serverul, toate astea sunt ziua în care am deschis serverul. Aici am mai băgat eu un Steam, aici iar în uh, host, aici i-am dat Shane, cei care nu știu Shane a făcut uh, majoritatea sistemelor de pe server, mm, uh, jobul unic, mai multe bug rezolvate, iar la host, aici bine în fine Steam, ce mi se pare că tot așa am plătit pe cineva, că n-am băgat am presa că am plătit eu pe Cineva tot așa pe Steam. Aici iară, vedeți web hostul, ăsta Hydra web hostul. Steam aici e la Twitch când m-am abonat eu la Cineva. Aici iară Steam. Aici iară i-am dat lui Shane pentru a plăti un sistem. Deci fraților, tot pentru voi, pentru a plăti un sistem. Aici iară pentru a plăti un sistem. Înțelegeți? numai pentru voi, fraților, n-am ce zicem. Bine, aici Steam. Aici iară l-am plătit pe Shane. Iară l-am plătit pe Shane. Mă, pentru sisteme. Sistemul ăsta este în lucru de un milion. Încă nu s-a finalizat. Uh, dar aici vă arăt că tot pe Shane l-am plătit cu scrilu. Aici iară pe Shane. Aici l-am plătit acum câteva zile să-mi rezolve un bug la 25 de lei. Nu e cine știe ce. Aici am dat la un prieten să-și bage în LOL pentru că eu nu joc LOL. Și aici iară în schimbă. Ce rezultă asta? De ce v-am arătat asta? Pentru că a zis Rem în comentarii la video anterior că am dat pe 550 de lei, nu pe 10 milioane. Eu v-am arătat pentru că pe intrări nu vedeți nimic mai mult de suma de 1 milion. Și ceva în acea zi nu vedeți, deci uitați-vă că în acea zi nu vedeți. așa. Ce rezultă asta? Rezultă, am mai o odată, că nu mi s-a donat suma mai mare de 1 milion. 2. Că nu trăiesc din banii care îi scot din donații. 3. Nu scot bani din donații în viața reală, pentru că nu am cum de pe PaySafe. 3. Că plătesc sisteme pentru voi, acel de pe Skrill este sistem plătit pentru Shane. Poate confirma el asta în comentarii dacă are cont de YouTube. O să vedeți că o să fie adevăratul. Dacă nu arăt conversația cu el pe Skype dacă o să-mi dea voie. Asta nu mai știu. Când a zis că el scoate într-un cont Skrill banii. Haideți să vedem. hai să stați puțin să caută pe monitorul ăsta Uite, uitați, 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 uitați. Bun. Uh... Ok, iau 52 că mi-a -mi și tax, vedeți? Îi retrag într-un cont de scril. Ce mai vreți, fraților, mai mult de atât? V-am arătat dovezile? V-am arătat, fraților, trăiți în pace în pana mea. Și tu, Rem, arz în iad, coaie, arz în iad.